O șoferiță începătoare a fost implicată într-un accident rutier în această dimineață. Evenimentul s-a produs pe drumul național 5B în afara localității Bălănoaia, pe sensul de mers dinspre Ghimpați spre Giurgiu. Șoferița nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a fost lovită de un șofer în vârstă de 55 de ani ce se deplasa regulamentar. Este vorba despre un accident cu pagube materiale care s-a petrecut pe drumul național 5B în zona ferma Constantinescu. Este vorba despre neasigurare la schimbarea direcției de mers din partea unui conducător auto începător. Conducătorul auto vinovat de producerea accidentului cu pagube materiale va primi o sancțiune în valoare de 340 de lei. În urma impactului, cele două autoturisme au fost grav avariate, însă fără victime. Tânăra începătoare în ale șoferii a fost testată cu aparatul Dräger, iar rezultatul a fost zero. Nu a fost nevoie de intervenție echipajului de la ambulanță, care trecea prin zonă și a oprit la fața locului. Până la terminarea măsurătorilor efectuate de polițiști, traficul s-a desfășurat cu dificultate în zonă.